Când urci un munte, imaginează-ți că urci pe Golgota sufletului tău. Și atunci când ajungi pe vârful lui, imaginează-ți că te-ai cucerit pe tine. În momentul în care te-ai cucerit pe tine, învingându-ți fricile, dificultățile, provocările de peste pe care le-ai încercat pe drum, în momentul acela te-ai cucerit pe tine și ai ajuns la tine. Este un moment când renaști, când simți pacea, bucuria, împlinirea și cumva simți că Dumnezeu te mângâie pe creștet. Este un moment de reușită, un moment în care biruiești. Biruiești întunericul, pentru că întunericul este reprezentat în viața noastră de suferință, de încercări. Și doar când ajungi la fundul prăpastiei, prin suferință, numai de acolo poți să ai puterea să renaști și chiar să ajungi pe vârful muntelui, câștigându-ți și recâștigându-te pe tine în cel mai înalt punct al puterii tale interioare. Doamne ajută!